Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi facem un vlog cu acest 528T pentru că e o mașină destul de specială și avem ce să filmăm. După cum spuneam, avem acest 528T. De data asta avem jantele de iarnă. Mașina e cu cauciucuri de iarnă pregătită pentru condițiile mete de afară. Și astăzi, oficial, putem să facem o prezentare mult mai detaliată la această mașină pentru că am reușit să ieșim cu ea pe drum. Toate taxele sunt în regulă și vreau să încep prima dată cu modificările principale care le-am făcut la mașină de când o avem pe acest canal. Primul rând începem cu aceste faruri. Am făcut upgrade la faruri de facelift. Din punctul meu de vedere, 1.39 arată mult mai bine cu aceste faruri decât cu farurile clasice, pentru că îi oferă un alt aspect și vorba aia, BMW-ul fără Angelized nu e BMW. Mai facem un tur exterior al mașinii. După cum am spus și mai devreme, mașina este în pachet, dar din ce cred eu și cel mai probabil mașina nu e în pachet de fabrică, e un în pachet pus ulterior, dar consider că arată bine. Din punctul meu de vedere, un în pachet, în special pe BMW 39, schimbă toată mașina. Ca și problema principală, avem această problemă cu rugina, care urmează în curând să fie rezolvată, și mici puncte de rugină pe la anumite elemente de caroserie. Bun, acum intrăm și în interior să vă arăt aici cea mai importantă modificare pe care am făcut-o. Avem aceste scaune Recaro din piele și astăzi am montat și această nucă iluminată pe care urmează să vă las și un video despre cum am montat această nucă. Aici avem interiorul clasic, exact cum apare și în videoul anterior. Interior din piele, fețe de uși din piele. Mașina per total întreagă, să zic așa, în afară de micile probleme pe care le-am enumerat mai devreme. Avem acest blocator, să zic, la ușă, care e defect. Urmează și s-a schimbat. Aici e bordul. Avem vreo 2-3 erori, dar nu ceva grav. Cel mai important lucru care s-a făcut și din punctul meu de vedere era necesar e această nucă, pentru că nuca veche e efectiv sărea de la loc și era mai mult decât necesară această nucă. O să-i facem și o pornire. Cam așa pornește mașina. Eu zic că pornește foarte bine. Avem 354.545. Pixelii de la ceasuri sunt puțin morți, puțin mai mult morți. Acest volan, după cum se observă, are foarte multe urme de uzură, deci clar va trebui retapizat. În rest, mașina per total se prezintă destul de bine. O să vă arăt acum și cum arată motorul și cum se aude motorul. Avem aici și butonul pentru deschiderea portbagajului, 100% funcțional. Aici avem motorul de 2.8 benzină, un motor foarte echilibrat pentru această caroserie. Pot să vă spun că după ce am condus 520 atâta timp, trecând la 528, pot confirma faptul că e necesar pe 39 un motor mai mare de 2.0, pentru că motorul de 2.0 e puțin chinuit pentru această caroserie. O să continuăm videoul și cu câteva vorbe din interiorul mașinii și apoi o să vă arăt niște secvențe în care ne învârtim, să zic așa, cu mașina, pentru că a venit și de la noi puțin iarna și am profitat de acest lucru. După cum v-am spus și mai devreme, mașina e un 528, doar că mașina așa a venit de la vechiul proprietar,
cu o instalație de GPL pe care eu personal nu o folosesc. În momentul ăsta merg pe benzină și de când am ieșit cu mașina, toată benzina a mers, pentru că pur și simplu nu văd o combinație bună să ai un motor de 2 o benzină pe gaz. Nu îmi place mie și nu o să folosesc. Bun. Pe partea de motorizare am vorbit și în video trecut, avem 2.8-ul de 193 de cai, varianta single vanos, pentru că mașina este din 1997, nu este pre-facelift, e non-facelift. Și în felul ăsta avem același motor pe care îl găsim și pe 36 facelift. Dacă mă întrebați pe mine, motorul meu preferat, pentru că e ușor de modificat, o să urmeze în videourile următoare. O să urmeze să montăm și o admisie M50, pentru că motorul de 2.8 cu admisie de M50 o să primească mult mai mult aer și în felul ăsta mașina automat va crește în putere, sau mă rog, motorul va crește în putere. Tot în următoarele videouri o să vedeți și ambreiajul, pentru că o să schimbăm și ambreiajul. O să facem conversie la un ambreiaj la o volantă cu masă simplă, pentru a fi mașina mult mai manevrabilă din punct de vedere al condusului. Vă spuneam mai devreme și despre această nucă. O să vă las acum un video și despre și în momentul în care am montat nuca, am făcut un video pentru voi și o să vă las și un video să vedeți cum am montat nuca, modul în care m-am legat cu firele și tot ce e necesar, dacă vreți să o faceți și voi la fel. Asta e nuca pe care am montat-o. Eu zic că se vede foarte ok și pe timp de noapte. O să vă las acum un video cu nuca atunci când o montam, să vedeți exact cum am făcut. După cum se vede, am montat deja nuca și acum hai să facem o probă. Punem frumos pozițiile. Și uite, avem nuca cu iluminare. Deci, firul negru conectat cu firul maro, firul roșu conectat cu firul care nu are tensiune continuă, cu firul ăsta mai subțire. Un fir pe o parte, unul pe cealaltă pentru a nu se atinge între ele și eu zic că cam ăsta e cel mai simplu mod de a monta o nucă iluminată fără să faci adaptări și să strici instalația mașinii. Bun, acum revenim la ale noastre. Mașina are pilot automat perfect funcțional. O să facem acum o probă. După cum se observă, am luat piciorul de pe accelerație și ne jucăm din pilot. Totul e funcțional. Dotările pe care le are mașina sunt mai mult decât suficiente unei mașini pe care să poți să o folosești în fiecare zi. Și nu o să mai lungesc foarte mult video. O să vă las acum și un video cu mașina când am ieșit chiar la zăpadă, pentru că am avut o zi în care a nins destul de frumos și ne-am și distrat puțin cu ea, de ce nu? Următorul video, vedem ce mai facem, pentru că mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Momentan asta s-a făcut. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă vă place tipul meu de conținut, nu uitați să vă abonați și stați geană că vin cu videouri noi. Vă salut!